Zilele trecute, sub președinția preafericitului părinte patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la care s-au aprobat canonizările pentru 16 sfinți români. Se arată într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române publicat de Basilica.ro. Ca urmare a deciziei de anul viitor, în calendarul ortodox vor fi incluși și doi sfinți hunedoreni. Este vorba despre părintele Arsenie Boca, ce va intra în calendar cu numele de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, iar cinstirea sa se va face în ziua de 28 noiembrie. Potrivit comunicatului de presă al Patriarhiei Române, alături de Arsenie Boca va fi canonizat și preotul profesor Ilarion Felea, născut în anul 1903 în comuna Valea Bradului, județul Hunedoara, unde tatăl său era preot. În calendarul ortodox, preotul Felea va avea titulatura Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, cu cinstire în ziua de 18 septembrie.